câștiga în acest concurs. Publicul v-a votat, punctajul. Vrem să mulțumim publicului pentru voturi. Mulțumim din suflet. Fără ei, cu siguranță nu am fi câștigat. Important e că ați ajuns până aici. Important este că acest copil excepțional are o viață nouă de acum încolo. Dar vreau să știu de ce sunteți călușari. Ce o să dansați? De unde? Cum? Ce? Călușul. O surpriză pentru domnul Patrichi. Ați dansat în Mexic? Da, da, acolo a fost mult mai scurt. Acum l-am... Aici avem un căluș lung. Și eu dedic acest dans pentru domnul Patrichi. Iar acum, iar așa, hăp, hăp, iar așa, iauzi, 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 iauzi. Foaie verde, foaie, foaie, hai cu vreun la bătaie. Ia-uzi una, ia-uzi două, ia-uzi trei, ia-uzi patru și s-a dus. Bravo! Ștefănelule! Ștefănel, acum are alte probleme, Ștefănel. La el intervin tot timpul probleme. Spuneți-mi și mie, acum o săptămână, bun, am anunțat prima oară punctajul, v-ați bucurat, dar când ați primit și marele premiu, ce s-a întâmplat? Vreau să știu ce s-a întâmplat după emisiune. Am fost șocați, nu ne așteptam. Am sperat, dar era un vis mult prea mare și numai datorită celor de acasă. Asta știu. Unde ați fost după emisiunea? Asta e întrebarea. Aici, în Buftea, am petrecut. Ați petrecut, nu? Am fost fericit, am fost foarte fericit și cu toții ne-am bucurat. Era cazul. Ați muncit foarte mult și publicul v-a răsplătit pentru munca voastră și pentru inteligența lui Ștefănel. Iulia, ai văzut călușul? Sigur că da, am admirat, Ștefan. Dacă nu mă înșel, i-am văzut și în Mexic cu acest dans minunat. I-a cucerit pe mexicani, pur și simplu. Dar și Alin i-a cucerit pe cei de acasă și...